La o parohie din Rosnov, un preot s-a supărat pe enoriași pentru că au chemat pe altcineva să oficieze un parastas. Scandalul a izbucnit spontan într-un cimitir din localitate, lăsându-se cu amenințări și cuvinte grele. Totul în curtea unui lăcaș sfânt printre morminte. Ba mai mult, preotul supărat nevoie mare și a blestemat enoriașii, urându-le să dea o mașină peste ei. Replica oamenilor ocărâți a venit cu aceeași greutate ca blestemele primite. Ei au amenințat că îl vor da în judecată pe părintele scandalagiu. Imaginile au fost postate pe Facebook de un enoriaș prezent la fața locului și au făcut vâlvă în mediul online. Un alt caz asemănător este cel al mitropolitului Iardealului, Laurențiu Sterza, care a blestemat un jurnalist în timpul unui interviu acordat unui post de televiziune local. Reporterul a fost blestemat pentru că îndrăznise să fotografieze mașina de lux a preotului, un Mercedes E-Class formatic, și să scrie un articol pe această temă. Credincioșii se feresc de blestemul preoțesc, considerându-l a fi foarte puternic. Pe de altă parte, fețelor bisericești le este interzis să blesteme oameni, preoții fiind caterisiți pentru astfel de încălcări extreme.